Președintele Klaus Iohannis și președintele Emmanuel Macron au discutat despre subiectele actualității, iar dosarul Schengen a fost unul dintre cele mai importante. Franța susține România în acest proces. România este pregătită să adere, o confirmă rezultatele pozitive ale misiunii recente de evaluare. În plus, extinderea spațiului Schengen va contribui la consolidarea securității și a rezilienței Uniunii Europene în ansamblul său. Consolidarea parteneriatului strategic româno-francez, relațiile bilaterale dintre cele două țări, proiectele comune în domeniul economic, al securității și al apărării, au fost de asemenea abordate de cei doi președinți. Prezența militară consistentă a trupelor franceze în România contribuie semnificativ la întărirea flancului estic al NATO. Președintele Klaus Iohannis a transmis aprecierea pentru participarea trupelor franceze la forța multinațională a NATO din România, ca națiune cadru a grupului de luptă aliat din țara noastră, inclusiv pentru decizia Franței de a spori această contribuție, se precizează într-un comunicat al administrației prezidențiale. Klaus Iohannis și Emmanuel Macron au discutat și despre securitatea generată de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, dar și despre securitatea energetică la nivelul Uniunii Europene în contextul actual. Pentru Televiziunea Română, Mihaela Antoche.